Da, cred că în inima românilor Regina Maria va fi întotdeauna prezentă și aceasta o văd în fiecare zi prin prezența turiștilor români și nu numai români, dar în special a turiștilor români, care chiar ieri m-au surprins foarte mult, foarte mult și în mod plăcut, aducând un buchet mare de flori în amintirea zilei de naștere a Reginei Maria, care a fost pe 29 octombrie 1875. Iar anul acesta, pe 18 iulie, anul acesta pe 18 iulie s-au împlinit 80 de ani de la moartea Reginei Maria. Regina Maria a fost ultima regină romantică și eu o consider o personalitate unică pentru faptul că ea, în afară că a fost foarte frumoasă, a fost foarte inteligentă, a fost foarte talentată, a scris povești, a scris romane, a scris memorii, făcea modele de haine și modele de mobilier. Acest, ca dovadă de unicitatea sufletului ei, este și acest castel care este pe malul mării, castelul de la Balcic, unde eu am fericirea să lucrez acum aici ca ghid. Și de fiecare dată când vorbesc cu turiștii, caut să vorbesc cât mai frumos și despre Regina Maria și despre ceea ce a lăsat ea pentru eternitate. Îmi place absolut tot castelul, dar în mod special Aleea Secolelor, pentru că Regina Maria a făcut această Aleea Secolelor, care se găsește imediat aici lângă vila personală a reginei Cuibul Liniștit, și punând 20 de pietre pentru fiecare secol, iar pentru secolul 21, punând o piatră pe o masă care are 33 de raze, atât cât a trăit și Iisus Hristos pe pământ. De câte ori trec pe această alee, ca și când merg prin istorie. Așa simt eu și așa întotdeauna vreau să predau și turiștilor care vin aici. Românii o iubesc foarte mult pe Regina Maria. O simt din privirile lor. Uneori chiar sunt persoane care le dau și lacrimile și prin vorbele de frumos pentru ea. Invit pe toată lumea care are posibilitatea să vină să vadă acest castel care este unic. Având în vedere că regina atunci când a venit și s-a îndrăgostit de acest loc, chiar dacă a invitat arhitecți și florari vestiți din lume, ea le-a pus o condiție, ca ceea ce a lăsat natura aici să nu fie distrus. Deci chiar dacă și vor face alte lucruri frumoase și alte obiective, natura să rămână așa cum o găsești. Și asta face locul acesta deosebit și